Salut, Dinamovist! Bine ați venit la recapitularea Dinamovistă. Începem cu fotbalul, unde, din păcate, Dinamo a pierdut eternul derby cu FCSB 0 la 2, cu o prezență de aproximativ 45.000 de suporteri, spectatori. nu este neapărat cel mai dezamăgitor faptul că am pierdut, dar și cum ne-am prezentat, un meci foarte prost din partea băieților. Nici FCSB n-a ne jucat neapărat Bine, dar au jucat cât să ne învingă, au profitat de greșeală lui Golubovici, 1-0 la pauză, 2-0 pe final. N-am avut singurul și pe poartă celălalt Abdalac din prelungirile reprizei a doua, dar nu știu, oricum foarte ușor. Din păcate, a, etapa 13-a o vom a, termina pe locul 7. Cum filmezi, o să mai joacă două meciuri astăzi, Poliaș cu Hira Slobozia și rapid cu farul, dar niciuna nu ne poate depăși. Pentru din urmează meciul din deplasare, sâmbătă de la ora 7 cu Hermastad, un meci care, din punctul meu de vedere, ar cam fi momentul să câștigăm și noi o deplasare, pentru că n-am mai făcut-o de mult timp. Dacă tot am pierdut un meci acasă după 9 luni, cred că este momentul să câștigăm și acasă după tot așa 7-8 luni. Hermastad, care este într-o formă foarte proastă, a pierdut cu 4-1 cu petrolul, 4-0 cu sepții acasă și etapa trecută 3-0 cu Gloria Buzou. Și toți bine au doi absențe foarte importante, Silviu Balaure și Ivanov, dar și de la noi va lipsi politic pentru cumul de cartonașe galbene, pe lângă Florescu și Bordușanu, dar pe cei doi nu i-aș trece deci neapărat la absențe foarte importante. La fotbal Liga 3-a, Dinamo a câștigat și ultima etapă, 1 la 0 în deplasare cu Roșori, Roșori care totuși trec printr-o perioadă foarte proastă, deci era de așteptat să ia cele trei puncte. Acum, înainte de ultima etapă a turului sezonul regular, Dinamo, se... Dinamo va juca acasă cu Alexandria, sâmbătă de la ora 3, Alexandria care o duce foarte bine, în 8 etape au doar un egal acasă în deplasare cu Vedița Colonești totuși ce se dinamo echipa condusă de Florin Bratu o duce bine. Locul în play-off, sigur îl vor avea pentru că au deja 8 puncte peste locul 5, ultimul, primul din play -out. La handball, din păcate, am pierdut meciul de Champions League din deplasare cu Sporting Lisabona 32 la 35, dar totuși o prestație mult mai bună față de înfrângerea cu din Dinamo chiar a condus cu 3 puncte la pauză în duelul cu francezii, dar din păcate experiența lor și câteva greșeli individuale de ale noastre au făcut pentru final ca francezii să se impună. Iar următorul meci european este acasă cu Sporting Lisabona, liderul clasamentului, miercuri de la 19.45. Un meci în care casele de pariuri ne dau puțin favoriți, ceea ce mă surprinde oarecum, deși a cu mai putut pe cei de la Sporting, dar Bine, cred că și noi am crescut puțin nivel, dar și au crescut nivelul față de perioada aia. Iar în campionat, a, am zis săptămâna trecută că vom juca cu ce să mă bucurești, m-am înșelat, m-am luat după flashcore, n-am jucat niciun meci săptămâna asta care a trecut în campionat, dar a, vom juca vineri de la ora 6 acasă cu cei de la Făgăraș, Făgăraș care sunt pe ultimul loc, deci la cel mai probabil, Dinamo se va impune fără probleme. La basket, din păcate, înfrângere destul de dezamăgitoare, aș putea spune, cu ce de la Vâlcea, 59 la 69 acasă. De luat în calcul că înainte de ultimul sfert, cei de la Vâlcea aveau undeva la 21 de puncte de avantaj, deci noi doar în, în sfertul 4 am luptat să recuperăm și am mai redus doar pentru că au lăsat ce de la Vâlcea din turații. Uh, pentru noi urmează acum derbiul cu Steaua, care sunt de legalitate cu noi, au același parcurs, două victorii, trei înfrângeri. Meciul va avea loc în deplasare vineri de la 17.45. La volei masculin, așa cum era de așteptat, am câștigat uh, meciul de acasă cu Ucluj, iar pentru noi urmează un alt uh, meci foarte ușor. hai să nu fiu prea dur cu adversarii, dar un meci accesibil cu Nirea Deci, care au trei înfrângeri. Meciul va avea, loc în deplasare uh, sâmbătă de la ora 18. La volei feminin se pare că fetele chiar se vede că au ridicat nivelul față de sezonul trecut. Am și un meci foarte important cu Lugoj, 3 la 1, am luat toate cele 3 puncte. O victorie foarte importantă, că numai Târgoviște și Alba Blaj ne mai pot întrece, care au un meci în minus, dacă ar știa cu 3-0 sau 3-1, la ar face 9 puncte. Dar este bine că suntem acolo, pentru că sunt două meciuri consecutive în care plecam ca outsider și uite că ne-am impus cu Brașov în deplasare. Am și a 3 la 2 am luat 2 puncte și acum am luat 3 puncte. Iar pentru tine am urmează acum deplasarea cu ce CSM București, sâmbătă de la ora 4, ora 16. ce să CSM București care a pierdut primele două etape, dar s-au impus acum în ultima 3 la 1 cu Pitești. Un meci care se anunță greu, mai ales că este în deplasare, dar cred că fetele uh, pot veni cu cele trei puncte de acolo. La Apollo, așa cum era de așteptat, Dinamo s-a impus în uh, meciul din de deplasare cu Politehnica Cluj, 19 la6, iar uh, Dinamo nu va juca niciun meci de campionat sau în orice competiție în săptămâna asta. Reîncepe și rubiul, se continuă Cupa României, Dinamo va juca sâmbătă de dimineață ora 11 cu gura humorului în etapa a doua din Cupa României. Prima etapă a fost între gura humorului și Steaua, Steaua s-a impus cu 97 la 13, deci mă aștept ca Dinamo să se pune și -a foarte categoric. Mai mult pentru băieți, pentru boldoși va fi un antrenament.